și când se pot conecta locuitorii capitalei la agent termic. Răspunsul a fost oferit de către reprezentanții serviciilor de resort din cadrul primăriei. Moldova, țară cu potențial turistic. Ofertele, dar și cererile în acest sens au fost examinate în cadrul unei mese rotunde cu genericul Descoperă Moldova ospitalieră. Expoziții, concursuri și concerte, însă fără foc de artificii. Programul manifestațiilor dedicate Hramului Chișinăului a fost făcut public. Cine dorește să-i fie conectată căldura în apartament în condițiile vremii reci din ultima perioadă, poate adresa o solicitare în acest sens la Termoelectrica. În cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei s-a menționat despre etapa programului de pregătire a rețelelor termice pentru sezonul rece. Avem 71% de blocuri locative care au primit pe așa parte, mai bine de 1000 de blocuri locative pot primi agent termic. Deoarece s-a finalizat programul de pregătire a rețelelor. Urmează să ne întoarcem acolo unde blocul este gata, să ne întoarcem la conservarea energiei termice, adică ușile, ferestrele la scări, subsolurile de trecut de conservat, plus atât timp cât timpul ne permite să continuăm lucrul de reparație a cuprinșurilor. La asociații locatari situația este mai slabă, dar și aici se apropie de 90% lucrări de profilaxie, 60% lucrări de reparație a cuprinșurilor, pașapoarte au mai puțin. Directorul general al Termoelectrica Veaceslav Ieni a declarat că întreprinderea poate, în baza unei solicitări, să ofere oricui dorește agent termic înainte de startul oficial dat de primărie. Termoelectrica este pregătită 100% pentru începerea sezonului. Practic, noi suntem gata să conectăm la dorință consumatorii la agent termic. Primarul general interimar, Nistor Grozavu, a dispus ca să fie monitorizată situația vis-a-vis de temperaturile din sedii, în primul rând în grădinițe, școli, dar și la spitale. În acest context a venit cu unele precizări și Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate. În această săptămână vom verifica care sunt temperaturile în spitalele pentru copii și în cele două maternități. Dacă noaptea se mențin temperaturile joase, s-ar putea ca săptămâna aceasta să solicităm agent termic, pentru că avem spitale de copii, de exemplu, spitalul numărul 1 de copii, se tratează copiii de la o lună. Precizăm că Primăria Generală dispune startul sezonului de încălzire dacă timp de 3 zile consecutiv temperatura medie a aerului a fost sub 8 grade. Anul trecut, potrivit Direcției Locativ Comunale, agentul termic a început să fie livrat în capitală, începând cu data de 10 octombrie. Cel mai devreme căldura a fost conectată în anul 2010, și anume pe data de 8 octombrie. Consilierii socialiști din cadrul Consiliului Municipal Chișinău au venit cu o serie de propuneri vis-a-vis de funcționalitatea Consiliului Municipal de Participare sau Consiliului Obștesc. Crearea acestei entități face parte din lista de realizări din 2 ani de activitate ai consilierilor PSRM, alături bunăoară de promovarea sistemului de vot electronic, transmiterea live a ședințelor comisiilor de profil și altele. Potrivit aleșilor locali socialiști, acest Consiliu va avea un statut aparte și anumite împuterniciri. Reprezentanții acestui Consiliu Obștesc, în opinia mea, trebuie să aibă dreptul de a beneficia de votul său în timpul ședințelor CMC cu o anumită frecvență, dar și să aibă acces la documente. Potrivit consilierilor PSRM, chestiunile privind dreptul de vot al membrilor Consiliului Obștesc în cadrul Consiliului Municipal Chișinău sau împuternicirile clare ale noii entități vor fi examinate în cadrul unor dezbateri publice ce vor fi organizate pe 13 octombrie, începând cu ora 17:30. Descoperă Moldova ospitalieră a fost genericul mesei rotunde organizate sâmbăta trecută în capitală. Evenimentul de amploare a întrunit mai mulți reprezentanți ai companiilor de turism, atât din Republica Moldova, cât și din Federația Rusă. Organizarea unei asemenea mese rotunde a avut loc la propunerea ambasadorului rus în țara noastră, Farid Muhamedșin, și sub patronatul președintelui țării, Igor Dodon. Șeful statului prezent la eveniment a declarat că o astfel de întrunire creează posibilități pentru ca Moldova să fie descoperită de cei din afară în toată frumusețea ei, ori țara noastră dispune de un bogat potențial turistic. Scopul
acest eveniment care a fost organizat sub patronatul președintelui Republicii Moldova este să oferim posibilitatea, în primul rând, companiilor noastre turistice, dar și celor de peste hotare, să creeze condiții ca în Moldova să vină mai mult turiști. Я полагаю, после сегодняшнего такого... După un asemenea eveniment cu participarea reprezentanților ai celor mai mari organizații de turism din Federația Rusă, vor apărea proiecte interesante și atractive între acestea și companiile din Moldova. Sper să fie stabilite bune contacte și directe între ambele părți. La întrunire au participat reprezentanții din circa 80 de companii turistice din mai multe regiuni ale Federației Ruse: Moscova, Samara, Tver, Breansk, Murmansk, Oriol, Toliati, Smolensk și altele, o companie din orașul Vitebsk, Belarus, dar și mai multe companii din țara noastră. Menționăm că anul trecut în țara noastră au intrat peste 3 milioane de cetățeni străini, dintre aceștia doar 14.000 în scop de turism. Cu prilejul Zilei Internaționale a Oamenilor în Etate, care a fost marcată pe 1 octombrie, oamenilor de vârsta a treia din Moldova le-au fost adresate cuvinte calde. Printre cei care s-au alăturat felicitărilor au fost și președintele țării, Igor Dodon. În ajunul zilei de 1 octombrie, șeful statului a participat la o întrevedere cu persoanele de vârsta a treia, care a avut loc la Palatul Feroviarilor din Chișinău. Evenimentul a fost organizat de Fundația de Binefacere a Primei Doamne din Suflet. Oamenii în etate au fost felicitați și de către președintele PDM Vlad Plahotniuc, dar și de către liderul partidului Șor, Ilan Șor. Șeful statului a transmis Curții Constituționale opinia la sesizarea Guvernului Republicii Moldova privind interpretarea articolului 98 aliniat 6 al Constituției, ce vizează conflictul apărut la numirea ministrului apărării. Președintele țării, Igor Dodon, a atenționat în alta curte asupra mai multor aspecte, printre care și faptul că președintele Republicii nu poate fi obligat să accepte necondiționat propunerea prim-ministrului de revocare sau numire în funcție a unui membru al guvernului, iar la procedura de remaniere guvernamentală intervine rolul activ al președintelui, care este similar rolului Parlamentului la momentul învestirii guvernului. Totodată, în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a funcției, evaluarea corespunderii cerințelor legale a candidatului la funcția de ministru se efectuează de către președintele Republicii Moldova. Aceste evaluări privesc corespunderea pentru funcție a candidaților propuși de prim-ministru privitor la pregătirea generală, experiența în materie, instruirea și aptitudinile pentru funcția în domeniu. Amintim că Igor Dodon a refuzat repetat să-l accepte în funcția de ministru al apărării pe candidatul propus de PDM, Eugen Sturza, pe motiv că acesta nu ar fi o persoană competentă în domeniu. Șeful statului, la rândul său, l-a propus pe Victor Gaiciuc. Membrii și susținătorii PPDA și PAS au organizat un nou protest duminică în capitală. Manifestanții au mers în marș și s-au oprit în fața sediului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, unde au scandat mai multe lozinci împreună cu liderii celor două partide, Andrei Năstase și Maia Sandu. Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Să nu fie frică! Poporul se ridică! Când vorbim despre ce vom face, cred că întâi de toate trebuie să vorbim despre unitatea noastră. Eu cred că în continuare trebuie să demonstrăm că nu pot ei să ne dezbine. Noi le spunem că suntem aici ca să cerem lucruri legale și raționale și noi le oferim și soluțiile. La baza luptei noastre, la baza luptei dumneavoastră stau valorile și adevărul. Protestatarii au mai mers în marș din nou la sediul televiziunii publice. Acolo ei au precizat că la revendicările de anularea sistemului mixt de vot se mai adaugă și cea privind demiterea componenței Consiliului Coordonator al Audiovizualului. În context, mai amintim că săptămâna aceasta, liderul PAS, Maia Sandu, urmează să participe la o dezbatere la postul public de televiziune cu președintele Parlamentului, Adrian Candu. Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției, la protestul de duminică au participat circa 200 de persoane. Nu va coaliza nici cu PDM, nici cu PSRM. În cazul în care ar accede în legislativ în urma alegerilor parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate ar refuza categoric o alianță cu democrații sau socialiștii. În acest sens a opinat categoric liderul PAS, Maia Sandu. Astfel, într-o postare pe rețelele de socializare, aceasta a scris că organul decizional suprem al PAS, Congresul, a votat în unanimitate rezoluția conform căreia partidul nu va face sub nicio formă alianță
alianță preelectorală sau postelectorală cu PDM și PSRM. Totodată, Sandu s-a arătat dispusă să colaboreze cu formațiunile care împărtășesc valorile PAS. Amintim că recent, în cadrul unei emisiuni televizate, președintele fracțiunii parlamentare a PDM, Marian Lupu, a spus că democrații se arată deschiși pentru o conlucrare cu partidul Maiei Sandu. Susținem femeile care se dedică și își aduc aportul la schimbarea spre bine în țară. Declarația a fost făcută de către liderul Partidului Democrat în cadrul unei ședințe cu doamnele ce activează în politică. Ceea ce face diferența între oamenii de succes este motivația, competența și determinarea, nici de cum genul sau vârsta, a mai adăugat Vlad Plahotniuc. Președintele Democrat a mai spus că femeile sunt mai responsabile, iar aceste calități le ajută chiar și să-i întreacă pe bărbați în calea spre succes. Menționăm că PDM este partidul care are cei mai mulți primari femei. Astfel, din 512 de primari din partea formațiunii democrate, 92 sunt doamne. Și liderul PL, Mihai Ghimpu, face declarații despre primarii aleși pe listele formațiunii liberale. Astfel, într-o postare pe rețelele de socializare, Ghimpu a scris că îl susține pe Dorin Chirtoacă și nu crede în izbânda plebiscitului de pe 19 noiembrie, inițiat pentru demiterea acestuia din funcția de primar general. Boicotând referendumul, menținem Chișinăul liber și capitala, nucleul principal în lupta pentru cauza românească, unirea celor două state românești, a mai scris liderul PL. Totodată acesta a mai menționat că a fost la Corjova și a mulțumit primarului liberal de acolo pentru activitatea sa. De expoziții, concursuri de dans, de aranjament floristic, dar și de un concert grandios, se vor putea bucura toți locuitorii Chișinăului, dar și cei care vor vizita capitala pe 14 octombrie, când va fi sărbătorit hramul orașului. Primăria anunță un program cultural-artistic destul de încărcat. Astfel, de dimineață vor fi depuse flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, după care, la Catedrala Metropolitană, va fi oficiată o liturghie festivă. În scoarul catedralei vor fi organizate expoziții de pictură, grafică și artizanat, iar în Piața Marii Adunări Naționale se va desfășura un concurs internațional de dans popular. Seara va culmina cu un concert grandios susținut în centrul capitalei.